Astăzi se împlinesc 20 de ani de când sărbătorim Ziua Muntelui în România. Decretată oficial în 2002, aceasta a fost marcată și în județul Mehedinți, cum nu se putea mai frumos. Reprezentanții Geoparc Platoul Mehedinți au organizat o amplă acțiune de ecologizare în comuna Cireșu, unde au participat primarul Doru Țârlui, consilieri locali, reprezentanții ai Consiliului Județean Mehedinți și ai Prefecturii Județului, dar și Agenția Zonei Montane, Grupa Retezat și voluntari. Reprezentanții Geoparc Platoul Mehedinți nu se opresc și continuă șirul acțiunilor de ecologizare a ariilor protejate și mai ales a zonelor cu mare potențial turistic în județul nostru. Astăzi, cu ocazia Zilei Muntelui, a fost desfășurată o acțiune de ecologizare în zona Peșterii Topolnița și Peșterii Epuran din comuna Cireșu. Spiritul civic nu a lipsit nici de această dată, întrucât la acțiune s-au alăturat mai mulți voluntari. Reprezentanții Geoparc Platoul Mehedinți trag un semnal de alarmă prin aceste acțiuni de strângere a gunoaielor, dorind să arate cetățenilor cât de important este să trăiască într-un mediu curat. Marcăm astăzi 14 septembrie. Ziua Națională a Muntelui și cu această ocazie desfășurăm o amplă activitate de ecologizare la Cireșu, în zona Peșterii Topolnița și Peștera Epuran. Avem alături de noi parteneri în cadrul acestei activități, Consiliul Județean Mehedinți, Prefectura Mehedinți, bineînțeles Direcția Administrarea Geoparcului Platou Mehedinți, Agenția pentru Zonele Montane și Primăria și Consiliul Local Cireșu. Cu această ocazie am adunat resturile menajere aruncate pe suprafața rezervației și facem un apel la toți cetățenii, inclusiv turiștii și cei care tranzitează zona, să fie atenți în primul rând la mediu, fiindcă natura ne este prietenă și ne oferă un cadru desăvârșit și pitoresc, în mijlocul naturii ne regăsim liniștea, dar totodată natura ne întoarce spatele atunci când noi, oamenii, prin diverse activități de poluare, reușim iacătă să ne confruntăm cu calamități naturale, așa cum în ultimii ani știm cu toții. La acțiune s-au alăturat consilierii locali, reprezentanții Consiliului Județean Mehedinți și ai Prefecturii Județului, dar și Agenția Zonei Montane, Grupa Retezat și voluntari. Cu toții doresc să avem o natură îngrijită, fără deșeuri. Dorind să fie un exemplu pentru populație, prezent a fost și primarul comunei Cireșu, Doru Țârlui, care s-a implicat activ. A adunat gunoaiele și resturile menajere de pe suprafața rezervației. Acesta este un om al comunității, pentru care nevoile cetățenilor și bunăstarea lor sunt pe primul loc. Suntem în zona Peșterii Topolnița, în comuna Cireșu, cu partenerii noștri de la Geoparcul Platou Mehedinți și cei de la zona montană, cu locuitorii din comuna noastră, facem ecologizarea zonei. Este un timp foarte frumos, ne bucurăm de prezența dumnealor și rugăm pe toți cei care trec prin localitatea noastră să păstreze curățenia și să iubească muntele. Ziua Muntelui este sărbătorită anual în țara noastră pe 14 septembrie și este menită să atragă atenția asupra problemelor din zonele montane, în vederea adoptării unei legislații corespunzătoare care să vizeze protejarea mediului înconjurător, precum și valorificarea potențialului din aceste zone. Pe lângă acțiunea de ecologizare, această acțiune s-a dorit și se dorește a fi în primul rând o acțiune de educarea tineretului, tineret care va fi și va reprezenta generația viitoare, generația care se va bucura cu adevărat de tot ceea ce oferă muntele și dacă această generație va înțelege că își poate construi în zona montană a României o viață frumoasă, o viață de care să se bucure și un viitor frumos, deja România are o șansă deosebită de creștere. În România, zona montană reprezintă 30% din teritoriul național, motiv pentru care avem o lege a muntelui care reglementează modalitatea de protecție a acestei zone, dar și dezvoltarea durabilă în tot ceea ce înseamnă zona montană. Ziua Națională a Muntelui nu este întâmplător stabilită astăzi, 14 septembrie, reprezintă și finalul, este o sărbătoare a românilor, este o ziua care încheie pășunatul în Munții Carpați și care este o zi în care îndeamnă la dialog, la un dialog care să
aducă la oaltă atât valorile, resursele pe care le oferă munții, dar și să discutăm despre problemele din zona montană. Inițiatorii proiectului Maratonul de Ecologizare au fost rangerii de la Geopark Platoul Mehedinți. Ca de fiecare dată, aceștia doresc să valorifice zonele de interes ale județului nostru, iar ariile protejate să fie curate bec. Cetățenii trebuie să dea dovadă de responsabilitate civică, să mențină curățenia, dar mai mult de atât să aprecieze obiectivele cu care județul nostru a fost înzestrat. Zona în care s-a făcut curățenie atrage ca un magnet turiștii din întreaga țară și face cinste cu potențialul ei județului nostru. Președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, a vrut să valorifice această zonă și astfel a facilitat accesul reabilitând și modernizând drumul județean 670 Malovăț-Marga și DJ 607B Marga-Cireșu.